Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Astăzi o să vorbim puțin despre smerenie, așa ne-au cerut mulți dintre voi. Dar ca să vorbim despre smerenie, trebuie să avem experiența smereniei și, din păcate, nu prea există această experiență. Dar o să încercăm să vorbim puțin despre ea. Întâi de toate, trebuie să știți că cine nu este smerit, nu este liniștit. Deci liniștea nu provine dintr-un cadru feeric, dintr-un cadru natural, nu provine din excursii, nu provine din turist, ci provine din starea interioară a noastră. Domnul a spus, învățați de la mine, deci de la însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Atotputernic, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și astfel atunci veți afla odihna sufletelor voastre. Deci nu vom fi odihniți niciodată, oricât am dormit, oricât am mâncat, oricât ne-am odihnit, între ghilimele, decât numai atunci când vom fi blânzi și smeriți cu inima. Pentru că, de fapt, aceasta este starea interioară, starea existențială a lui Dumnezeu, cuvântul atotțiitor, acelui atotputernic, este blândețea și smerenia cu inima, nu cu... nu o smerenie de fațadă, ci o smerenie esențială în sa. Deci a vorbit despre smerenie este a vorbit despre starea interioară Dumnezeu cuvântul. După cum spune Sfântul Isaac Siru că smerenia este haina dumnezeirii, stolitis theotitos. Deci starea raiului este starea de smerenie. Acum, ca să vorbești cuiva despre smerenie, cuiva care nu are experiența asta, este ca și cum ai vorbi unui orb despre lumina verde. A întrebat orbul cam ce este lumina verde, deși spune că lumina verde, lumina este intervalul de lungime de undă de radiație electromagnetică la care ochiul uman este sensibil și când această lungime de undă, intervalul este între 500 și 580 de nanometri, aia este lumina verde. Atunci spune orbul, slavă lui Dumnezeu că am înțeles ce este lumina verde. Da, însă diferența dintre această definiție a luminii verzi, care este relativ exactă, nu? Și experiența luminii verzi este total diferită. La fel și între definiția smereniei și experiența smereniei, experiența acestui abis de smerenie, acestui abis de odihnă, este total diferită față de orice cuvinte am putea să-i atribuim, orice cuvinte am putea să descrie smerenia. Din cauza asta, Sfinții Părinți nu s-au concentrat atât pe descrierea smereniei, se vorbește despre faptul că este un soare înalt a coborârii în abis, după cum spune oarecum Sfântul Ioan Scăraru, o mare și dumnezească faptă, după cum spune Sfântul Dorotei de Gaza, Ava Dorotei, dar părinții s-au concentrat mai mult asupra dobândirii smereniei. Și smerenia se dobândește, trebuie să știți, prin trei lucruri, în general. Întâi de toate este vorba de rugăciune neîncetată. Rugăciune neîncetată, deci am discutat despre acest lucru de multe ori. Deci omul trebuie în continuu trebuie să aibă conștiința faptului că este dependent de Dumnezeu, că nu este singur, că nu este un însingurat, că nu este o frunză bătută de vânt, un om independent, pentru că una este libertatea și alta este independența. Independența, dacă doriți să știți că este starea iadului, pe când libertatea este starea raiului. În rai toți vom fi liberi, în iad fiecare va fi independent, va fi însingurat. Și din cauza asta, pentru dobândirea smereniei, adică pentru dobândirea liniștii, pentru dobândirea odihnei, avem nevoie să fim dependenți de persoana total liberă, adică de Dumnezeu. Și astfel vom dobândi și noi libertatea noastră. Deci libertatea se dobândește prin dependență de persoana total liberă și nu prin însingurare, nu prin independență. Libertatea nu vine din independență, cum spuneam, libertatea vine din dependență față de Dumnezeu. Asta este cu rugăciunea. Și în clipa în care ne rugăm, în clipa respectivă, primim luminare de la Dumnezeu, primim luminare de la adevărul, pentru că Dumnezeu este adevărul. Le-a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și în clipa în care suntem în adevăr, atunci primim adevărul așa cum e și nu așa cum am dorit noi să fie.
Deci un alt atribut al smereniei, un atribut definitoriu al smereniei, este faptul că smerenia este adevărul așa cum e, nu așa cum am dorit noi să fie. Dar deci smerenia este acceptarea, este ascultarea față de situația dată și acceptarea acestei situații că este de la Dumnezeu și să vedem cum putem să rezolvăm această situație. Și nu este vorba de adevărul așa cum am dorit noi să fie, adică o luptă continuă pentru a distruge situația de fapt, pentru a ne împotrivi. Duhul împotrivitor este duhul satanic. Satanas, în limba evraică, înseamnă împotrivitorul. Da? Împotrivitor. Da. Al doilea factor care ne ajută să dobândim smerenia după rugăciunea neîncetată este osândirea de sine. Osândirea de sine. Adică trebuie să ne vedem mai prejos decât toți. Și asta cum se face? Deci în clipa în care fac ceva sau în clipa în care mă laudă cineva sau în clipa în care reușesc ceva sau bun sau rău mai ales, nu, în clipa respectivă trebuie să ne osândim, adică mai ticăloasă. Uite, n-ai reușit nimic sau dacă ai reușit ceva, slavă lui Dumnezeu că ai reușit, că eu sunt un nimic. Doamne, mulțumesc! Deci în clipa în care mă osândesc pe mine și laud pe Dumnezeu, în clipa respectivă găsesc această mare virtute a smereniei. Această mare virtute a smereniei. Și trebuie să ne vedem mai mici decât toți ceilalți. De ce? Pentru că toți ceilalți la un loc le au pe toate, pe când unul singur este lipsit de multe, după cum spune Sfântul Iosif Isihastul. Și fiecare dintre noi trebuie să avem conștiința că suntem mădulare unii altora, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, în destule locuri, în epistolele sale. Ce înseamnă mădulare? Adică fiecare dintre noi suntem interconectați, suntem uniți și cu toate că există această slăbire a relațiilor noastre datorită păcatului, cu toate acestea, noi suntem valoroși numai și numai prin ajutorul pe care îl oferim celorlalți. Deci, eu dacă sunt rupt de ceilalți, chiar dacă aș fi cel mai important mădular, chiar dacă aș fi ochiul drept, rupt de ceilalți, ochiul drept rupt din trup, scos din trup, se putrezește, este inutil și se aruncă. Înțelegeți? Deci, totdeauna trebuie să ne gândim faptul că nu suntem nimic prin noi înșine, totdeauna suntem pentru ceilalți, cu ceilalți, în relație de ascultare iubitoare, de iubire. Ce pot eu să ajut pe ceilalți? Asta este foarte important. Dumnezeu nu interesează ce face fiecare dintre noi, nu interesează meseriile pe care le facem sau, eu știu, firmele pe care le avem sau ascultările pe care le avem. Pentru că Dumnezeu a făcut tot pământul acesta și a făcut, de fapt, tot sistemul solar, a făcut toate galaxiile, nu? Pe Dumnezeu îl interesează cantitatea de iubire, cât de mult suntem noi folositori celorlalți, cât de mult ne unim, ne reunim între noi. Și asta se face, bineînțeles, prin acceptarea faptului că ceilalți sunt mult mai buni decât noi și atunci când acceptăm acest lucru, în clipa respectivă ne deschidem. Deci, smerenia este ca și poarta unei cetăți care se deschide și lasă să intre înăuntru lumina Harului, să intre înăuntru șuvoaiele de aer proaspăt al Harului. Dacă eu cred că sunt mai bun decât ceilalți și deci, în mod necesar, mă închid în mine ca și o cetate, în clipa respectivă apare acest mucega, această igrasie pe care vedem în zidul întunecasele temniței și mă închid în mine însumi și asta este o distorsiune, o distrugere existențială, spuneam, mucega existențial și omul moare. Omul moare în clipa în care se închide față de ceilalți, pentru că, după cum spuneam, ca și ochiul drept, ca și un mădular care este rupt din trup, se începe să se putrezească, Și asta este pregustarea stării iadului. Și dacă omul moare în această seară, omul ferească bunul Dumnezeu, poate să ajunge în iad. Din cauza asta, ceea ce este foarte, foarte important referitor la osândirea de sine ca și lucru al smereniei și mândria ca și lucru contrar acestea, este faptul că Dumnezeu celor smeriți le dă har, îi ajută, iar celor mândri le stă împotrivă. Deci Dumnezeu se împotrivește și toată firea se împotrivește celor mândri. Și din cauza cei mândri niciodată nu vor afla odihnă sufletelor lor, pentru că, de fapt, ei sunt în continuu război cu toată zidirea, inclusiv cu semnii lor. Deci nu care cumva să credeți că vedeți pe cineva care este mândru sau... Bine, nu putem să judecăm, dar dacă cineva este mândru în inima sa, nu va afla niciodată odihnă. Oricâți bani ar avea, oricâte gărzi de corp ar avea, oricâte orice poziție socială va avea. Singurul lucru care îl odihnește pe om, cum spuneam, este smerenia prin harul lui Dumnezeu.
Și deci iubirea de sine, iubirea de sine și iubirea de stăpânire este total, total străină smerenie, total străină smerenie. Însă ca să avem această cunoștință că suntem mai mici, mai insignifianți decât toți, suntem sub toată zidirea, trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine. Pentru a ne cunoaște pe noi înșine, nu trebuie să încercăm să cunoaștem atât ce se întâmplă în afară. Adică să nu avem curiozitate, să nu mă intereseze ce face celălalt, ce face alaltă, ce face cele dincolo, știrile și toate celelalte. Pentru că în clipa în care sunt revărsat în afara mea, îmi scot mintea din mine însumi, îmi sunt scos din minți, îmi ies din minți, da? Sensul negativ este foarte proeminent în limba română, aceste expresii, îmi ies din minți, în clipa respectivă nu mă mai văd pe mine, nu mai sunt atent la mine însumi și deci nu mai pot să ajung la smerenie, nu mai văd cine sunt și nu mai văd că ceilalți sunt mult mai buni decât mine. Și din cauza asta trebuie să avem grijă să nu fim atrași în afară. Și ca să nu fim atrași în afară, trebuie să avem o poziție corectă a minții, adică trebuie să știți că avem două părți, avem mai multe părți în sufletul nostru, discutăm doar de două acum, două părți, aceea, logica și mintea. Cu logica acționăm în cotidian, vedem ce se întâmplă în cotidian, da? Adică, deci eu acum văd ce se întâmplă în jurul meu, știu ce se întâmplă în jurul meu și dacă vine, eu știu, vine cineva să mă cheme, văd că vine omul respectiv sau văd în spate atonul acolo sus. Dar asta se întâmplă cu perifericul, cum, hai să zic așa, nu este foarte corect, dar să vă dau să înțelegi, cu sistemul nervos periferic. Deci văd ce se întâmplă, dar mintea mea, nucleul existențial al meu, atenția ultimă, cum spune Sfântul Grigorie Palama, cea mai fină atenție, atenția absolută, nu este la ce se întâmplă în jurul meu, nu mă interesează ce face celălalt, ce face cel de acolo, cel de dincolo, mai departe, ce se întâmplă pe atom, pentru că eu sunt concentrat acum să vă vorbesc, înțelegeți? Deci toate celelalte lucruri sunt secundare, sau în clipa în care eu să mă duc la chilie sau mă duc undeva, bineînțeles că mintea mea încearcă cel puțin să fie la Dumnezeu, nu mă uit la toate lucrurile din jur. Această comportare față de orientarea 3D, față de orientarea în cotidian, trebuie să existe la toate lucrurile. Deci la toate lucrurile care nu sunt legate de veșnicie, care nu ne asigură o poziție fericită, nu ne maximizează poziția fericită în rai, toate aceste lucruri sunt secundare și trebuie tratate periferic. Bineînțeles că, după cum am spus, orientarea 3D este mult mai ușor de gestionat periferic. În schimb, sunt alte lucruri care ne atrag mult mai tare. Nu? Știm, banii, femeile, slava, cele trei mari, banii, plăcerea și puterea. Da? Averea, puterea, plăcerea, care ne atrag în afară și deci lucrurile respective nu le mai gestionăm cu atenția periferică, adică cu logica, cu toate că ar trebui. Deci ca să ne putem osândi pe sine, ca să putem să devenim smeriți, trebuie să avem grijă, să tăiem grijile, să nu ieșim în afară și să nu considerăm importante lucrurile care nu țin de mântuire, să le considerăm periferici, secundare. Spune Sfântul Isaac, spune că toate aceste lucruri care se opresc la moarte trebuie să le socotim ca vis. Și așa și este, trebuie să le socotim ca vis. Atunci, din cauza asta, trebuie să fim această socotință față de aceste lucruri și această lipsă de importanță cu discernământ pe care acordăm lucrurilor secundare, deci ne conferă o anumită naturalețe. Omul în clipa în care nu își iese din minți, în clipa respectivă este natural. În clipa respectivă este natural, este echilibrat și această naturalețe trebuie să știți că folosește mult mai mult pe celelalte decât o continuă exaltare, o continuă dorință de epatare, o continuă dorință de a fi băgat în seamă. Na, și spune Sfântul Varsanu fie cel mare că neputința este ținerea, smerenia este ținerea, este neputința de a fi băgat în seamă, este ținerea lipsei apsifisto, este în greacă, psifizo, în greacă înseamnă a vota, adică să nu te bage nimeni în seamă, să nu te voteze nimeni, adică tu să fii undeva și nimeni să nu te bage în seamă, cu toate că tu ești acolo, deci să fii oarecum, să nu te numeri, să nu fii numărat, să nu știe nimeni existența ta acolo. Și vă spun chiar un caz așa foarte, și
să vă dau un caz nu de la Sfinții Părinți, să vă dau un caz de undeva de nu vă așteptați, este o firmă din industria aerospațială, de la Hughes Aerospace. Acolo au făcut un audit, dacă doriți, al proiectelor firmei, ca să vadă care sunt factorii de succes a proiectelor, pentru că e o firmă foarte mare și este o firmă într-un domeniu critic, într-un domeniu strategic al Statelor Unite. Au făcut acest audit pe foarte multe proiecte ca să vadă care sunt factorii și care sunt oamenii care aveau succes, care provocau succesul în anumite proiecte. Și după ce au făcut acest audit, la un moment dat au văzut că în toate proiectele de succes era prezent o femeie. Și specialiștii care au făcut treaba asta au zis, aha, clar, femeia aceasta este cea care este factorul de succes în proiectele respective. Și s-au dus la primul manager de proiect și au spus, femeia respectivă a lucrat cu voi? Și asta a rezultat așa puțin cam ciudat și zice, da, dar nu sunt sigur, da, dar să mă uit, da, țin minte, a lucrat. Bun, ce a lucrat? Dar, păi, nu știu, nu țin minte pe exact, dar sau oamenii s-au așa, cei care auditorii s-au mirat puțin de răspunsul managerului de proiect, s-au dus la același al doilea manager de proiect, au primit același răspuns, un răspuns evaziv, că femeia respectivă nu ieșise în evidență cu nimic din punct de vedere tehnico-profesional, și la al treilea și la al patrulea, și până la urmă, într-un final, oamenii au fost într-o nedumerire și după multe discuții și urmăriri, dacă doriți, noi proiecte ale comportamentului femeii respective, femeia respectivă era de fapt smerită. Era de fapt o femeie naturală și a ajutat cu bunătatea ei, cu dragostea ei, cu ascultarea ei, chiar dacă nu avea o poziție, să zic așa, de decizie, o poziție centrală din punct de vedere profesional, și aceasta le genera foarte mult har celorlalți, le dea foarte mult entuziasm celorlalți, le dea foarte multă iubire, pentru că în clipa în care omul este zberit, atrage harul asupra sa, aduce harul asupra celorlalți și asta împinge foarte bine echipa înainte. Înțelegeți? Acum, la Sfinții Părinți vedem foarte multe cazuri. Toți Sfinții erau mari și, bineînțeles, nu erau la nivelul acestei femei din Statele Unite, săraca care, da, și vorbim de Sfinți care aveau mari, mari, cum se spune așa, harisme de a trage harul prin smerenia lor și de a se osândi pe sine. Țin minte, la un moment dat, Părintele Iosif Vatopedinul, care era într-o... El fiind gherund, fiind stareț, fiind părinte duhovnicesc, fiind... Și toți ceilalți erau, puteau să fie, nu fiii lui duhovnicești, puteau să fie nepoții lui duhovnicești, și din punct de vedere spiritual, bineînțeles, dar și din punct de vedere al vârstei. Toți erau foarte tineri. Și vine unul dintre aceștia tinerii la Părintele Iosif și face un atac, îi spune așa, ceva destul de, hai să zic, dur, mai din topor, așa. Și rog Părintele Iosif să-l muștruluiască cum ar fi trebuit să facă sau să se poarte puțin, să-l pune la respect pe fratele respectiv. Părintele Iosif îi spune, te rog să mergi și îi pune metanie. Îi pune metanie până la pământ. Deci pune jos, se apleacă și pune metanie. Toți s-au blocat și după asta Părintele Iosif vede pe un înger în cer care îi spune că ceea ce ai făcut acum este mai mare decât virtutea stârnicilor. Decât virtutea stârnicilor. De ce? Pentru că Părintele Iosif, în clipa în care a venit acest rău, în clipa în care a venit această ură, acest val de ură din partea tânărului părinte neexperimentat, începător, în clipa respectivă, el, prin smerenia sa, a stins tot acest lucru. Și mai ales că Părintele Iosif se rugase către Dumnezeu și prin îngerul respectiv, se rugase, Doamne, să nu pățească ceva acest tânăr frate pentru faptul că mi-a făcut acest afront, pentru faptul că m-a jignit, de fapt, da? Pentru că nu se face treaba asta, mai ales față de Părintele Duhovnicesc. Da? Din cauza asta, smerenia, vedeți, cu cantitatea ei de iubire, prin osândirea de sine, stinge toate aceste valuri de ură, toate aceste valuri de independență, toate aceste valuri de rupere a acestui Adam global, acestui om întreg. Deci, din cauza asta, să avem grijă să nu avem foarte mulți centri de atenție, să nu ne intereseze foarte multe lucruri din afară, să ne întoarcem spre noi înșine, să avem curaj să ne vedem cine suntem, ca să ne putem
smeri, să ne putem osândi pe noi înșine, să ne putem vedea defectele. Da, și atunci într-adevăr vom fi foarte, foarte natural, foarte natural. Toți cei care au văzut-o pe Maica Domnului au spus că este extraordinar de frumoasă, îi impune un deosebit respect, dar este foarte naturală și te poți apropia foarte, foarte ușor de ea dacă vrei să ceri ceva. Și din cauza asta vedeți că în biserică foarte multe lume se roagă la Maica Domnului, Mântuitorul și Sfântul Botezul 2, puțin mai așa mai. Da. Dar Maica Domnului, draga de ea, e mică, e draga. Da. E. Și din cauza asta, cum spuneam, este nevoie de atenție, atenție la noi înșine. Deci, dincolo de osândirea de sine, dincolo de rugăciune, este nevoie de atenție la noi înșine ca să putem să vedem cine suntem. Acum, în clipa în care ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea smerenie, să știți că Dumnezeu să ne dea, dar Dumnezeu nu să ne dea o pastilă, deci un hap. Da, mergem la farmacie și luăm o cutiuță pe care scrie smerenie și luăm două pastile pe zi. Nu. Dumnezeu se trimite pe cineva să ne smerească, cum se spune. Adică o să ne trimite pe cineva să... Da, să ne facă troacă de porci, ne părămânește. E, respectivul, pentru grosolănia lui, pentru modul în care vorbește, o să dea răspuns. Dar noi trebuie să ne smerim. Deci noi trebuie să acceptăm lucrul respectiv, să ne aplecăm și să zicem, da, așa îmi trebuie, să ne sândim pe noi înșine. Spunea Părintele Sif, spunea, băi, dacă ăsta știi care mă clevetește acum, dacă ăștia știi cine sunt eu, m-ar da și două perechi de palme. Înțelegeți? Deci noi trebuie să ne smerim mai mult decât cel care ne vorbește de rău. Și atunci găsim această pace, această odihnă a sufletului. Deci din cauza asta de săvârșirea smereniei, după cum spune Sfântul Isaac Sirul, constă în a răbda fără crâcnire învinuirile nemincinoase. Adică, continuă Ava Isaac, în clipa în care omul este calomniat, în clipa respectivă să nu răspundă, să nu încerce să se îndreptățească pe sine, să nu încerce să se justifice, dacă nu e așa, că stai să vezi, că nu știu ce. Nu. Da, știu că uneori e foarte dificil, dar dacă facem asta, o să primim mare, mare dar și mare odihnă de la Dumnezeu. Și cu cât mai mult ne vom smeri, cu cât mai mult vom fi necinstiți, cu atât mai multă cinste vom primi după aceea. Neasemănat mai mare cinste vom primi după aceea, cum spune și Sfântul Isaac Sirul și Ava Marcu, că în conformitate cu legea duhovnicească, atâta nedreptate cât va primi cineva, atâta și dreptate, atâta și slavă va primi. Cu toate că, bineînțeles, nu trebuie să primim slava și trebuie să ne acoperim cu acest put al smeririi, dar Dumnezeu nu va să le deslui, pentru că Dumnezeu este drept. Și dacă vom suferi nedreptatea, vom menține iubirea, legătura de iubire cu ceilalți și nu vor răspunde la foc cu foc, fight fire with fire, cum spuneau englezii, atunci, dacă nu vom răspunde astfel, ci vom stinge răul în noi, în clipa respectivă vom ajunge la această odihnă. Și Dumnezeu ne va slăvi foarte mult. Din cauza asta, Domnul a spus, dacă cineva îți dă o palmă pe un obraz, întorci și celălalt. Întorci și pe celălalt. Da, aici însă trebuie făcut o precizare, mai ales pentru români. Trebuie făcută distinția între planul personal și planul comunitar. Adică această cruce a smereniei și această slavă a smereniei pe care pe plan personal cineva mi-o aplică, nu trebuie să permitem să fie aplicate pe plan comunitar. Adică dacă cineva mă face troacă de porci, cum spuneam, asta nu înseamnă că trebuie să permit ca cineva să facă troacă de porci pe mama mea sau pe soția mea sau pe neamul meu. Sunt lucruri foarte diferite, înțelegeți? Sau pe copiii mei. Deci nu permitem așa ceva. Cu toate că, din păcate, se observă că la noi este exact pe dos, adică ne certăm ca și chiorii pentru lucruri de nimic cu soția, dar în clipa în care vine cineva și încearcă să ne pună ordine, eu știu, un neam sau așa mai departe, da, noi suntem ospitalieri și acceptăm acest lucru. Nu, fraților, trebuie pe dos, adică cu soția să facem răbdare și cu soția pe care o iubim și care ne iubește, omul este și ea, ea a venit, un atac de mânie, un ceva, sau cu fratele, sau cu sora. E, se mai întâmplă asta, lasă treacă, apă sub pod este, lăsați că nu e nicio problemă. Dar în clipa în care vine cineva și face această presiune, această smerenie, această despărțire de Dumnezeu, această înjosire a neamului, pe atunci a luat cu fuși cu tot, înțelegeți? Deci nu trebuie făcută distinție între una și alta. Bineînțeles că nu vom acționa orbește, dar trebuie să avem grijă astfel încât să nu impunem
această, să fim hotărâți să nu impunem această cruce care noi nu acceptăm de bunăvoie și celorlalți, că nu știm dacă ceilalți vor rezista și se vor apropia de Dumnezeu prin smerenie. Poate că ceilalți vor sminti, se vor deznădejdui, ceilalți vor, vor cădea în disperare. Da? Deci, din cauza asta, mare, mare atenție la cele două, la cele două planuri. Dacă în cazul meu personal, în clipa în care cineva îmi spune că sunt un porc, îmi spun, da, așa este, da, trebuie să merg, dar în clipa care spuneam, cum spuneam despre soție sau fratele, și hop, asta nu se permite, nu se permite treaba asta. Bineînțeles că aici intervine și cazul de dogma, adică în, care, în clipa în care cineva ne acuză că suntem eretici sau așa mai departe, asta nu permitem, pentru că asta înseamnă despărțirea de Dumnezeu și aici trebuie, sunt o întreagă poveste, deci e vorba de sinode, nu poți să faci pe cineva eretic așa cum îți vine. Și bineînțeles că ultima componentă a dobândirii smereniei este osteneala cu trupul. Adică datorită faptului că sufletul este legat de trup în starea în care suntem acum și este influențat de trup, pentru că omul după cădere este victima influențelor, din cauza asta este nevoie și de osteneala cu trupul. Osteneala cu trupul. Adică postul de mâncare, postul de somn și munca fizică, să facem ceva, da? Pentru că dacă ne lălăim, ne lenevim, ne zboșim, în clipa respectivă omul nu mai își pierde smerenia și își pierde odihnă. Trebuie să știți că odihna nu vine prin lene, odihna se pierde prin lene. Pentru că mintea se vâltăiește, se asfaltează și atunci intră într-un întuneric existențial și omul nu mai poate să aibă această odihnă, această luminare care vine prin smerenie de la Dumnezeu. Omul smerit, datorită faptului că acceptă adevărul așa cum este și încearcă să îmbunătățească situația și este omul cel mai natural și cel mai frumos om, pentru că este unit cu Dumnezeu și Dumnezeu este smerit. Dumnezeu este smerit, blând și smerit cu inima. Blând și smerit cu inima. Și deci trebuie să știți că toți îngerii se minunează și toată zidirea se minunează și ajută pe omul care este smerit, care este în voia lui Dumnezeu. Deci din cauza asta, fraților, hai să fim naturali, hai să fim smeriți, să nu credem că suntem cineva, că nu suntem. Nu suntem nimeni, toți avem același păr pe picioare, să fim serioși. E, și în clipa în care sunteți smeriți, în clipa respectiv, Dumnezeu ne va binecuvânta, ne va slăvi și ne va face foarte frumoși, ne va face adevărați, ca pe El. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim smeriți și uniți cu El în veșnicie. Amin. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților și Doamne Iisus Hristos, să ne ajutăm pe noi. Amin.